Încă un incendiu de vegetație a avut loc vineri în localitatea Pârvu Roșu. De la incendiul de vegetație, flăcările s-au extins până la o casă bătrânească din apropiere. Pompierii militari au intervenit cu autospecialele de stingere cu apă și spumă. Pe această cale, pompierii trag un semnal de alarmă și le cer cetățenilor să respecte prevederile legale în ceea ce privește incendierea vegetației. Având în vedere numărul mare de intervenții a pompierilor argeșeni pentru localizarea și lichidarea incendiilor la vegetația uscată, mărăcinie și miriște, facem un apel către cetățeni să respecte prevederile legale de lucru cu focul, prevenind aceste arderi necontrolate. Altfel, aceștia pot fi sancționați conform legii 163 din 2007 cu amendă contravențională între 2500 și 5000 de lei. De asemenea, pentru acest tip de intervenții se alocă forțe importante care au misiunea de a restabili starea de normalitate.